AFC Dunărea Călăraș joacă sâmbătă 23 noiembrie de la ora 11 acasă pe stadionul Ion Comșa partida cu Metaloglobus București. După cele două înfrângeri suferite cu Fece Argeș și Gloria Buzău, AFC Dunărea Călăraș coboră pe locul 16 în clasament cu 19 puncte acumulate, iar adversara sa se situează pe locul 6 cu 27 de puncte. Partida din 12 octombrie cu fotbal club rapid, amânată, se va juca miercuri 27 noiembrie de la ora 14 tot pe stadionul Ion Comșa din Călăraș.